Bună seara și bine v-am regăsit, dragii mei telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Școală și Sănătate, emisiunea care vine în casele dumneavoastră cu cele mai noi informații din cele două domenii. Ne întoarcem la temele din învățământ și asta pentru că nu avem vești foarte bune. Ieri chiar au fost publicate rezultatele testelor PISA, care ne arată că aproape, să nu exagerăm, aproape jumătate dintre elevii români au analfabetism funcțional. Despre acest subiect și cât de gravă este situația la nivel de România, vom discuta cu invitata mea. Este vorba despre doamna Liliana Romaniuc, este președintele Asociației Române de Literație, dar iată și o susținătoare sau, aș spune eu, poate mai mult decât atât, o persoană care și-a dorit foarte mult să elimine și să reducă acest analfabetism funcțional de cel puțin 7-8 ani. O auzim că discută despre acest subiect. Îi spun bună seara și bine ați revenit la noi. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Și noi vă mulțumim că ați acceptat să veniți să discutăm despre acest subiect, care, iată, este foarte important și, din păcate, viitorul nostru, viitorul copiilor noștri, este afectat, că despre asta vorbim. Așa este și nu este un lucru care să ne bucure, așa cum ați spus puțin mai devreme. Dar dacă rămânem doar la, știu eu, această constatare că avem 44% dintre copiii, sau mai bine zis, dintre elevii de 15 ani, respectiv absolvenți de gimnaziu sau în clasa 8-a, în această zonă analfabetismului funcțional și nu facem ceva, nu vom rezolva absolut nimic. Rezultatele s-au anunțat ieri, dar pentru noi, experții din educație, aceste rezultate erau cumva previzibile. Nu știu câți dintre noi conștientizăm faptul că copiii aceștia de clasa 8-a, mai bine zis, copiii de clasa 8-a, cei care au participat la testarea din 2018, pentru că rezultatele pe care le-am primit ieri se referă la testarea din 2018. Ei bine, elevii aceia de clasa 8-a, care au participat la testarea PISA, au participat cu 4 ani în urmă la prima testare de clasa a 4-a. Evaluarea națională de clasa a 4-a sau de la clasa a 4-a. Și acolo am avut niște rezultate care, din păcate, nu au fost făcute publice și noi știam că aproape 60% dintre copii nu au fost capabili să răspundă la sarcinile și la itemii relativ simpli. Datele acestea sunt undeva în minister, dar puse bine la păstrare, aș adăuga eu. Dacă noi ne-am fi uitat la acele evaluări, probabil că și dacă le-am fi acordat atenția cuvenită și am fi intervenit, astăzi probabil că nu am fi avut nu am fi discutat despre subiectul acesta atât de ardent în tot ceea ce înseamnă învățământul românesc. Poate că am fi avut ceva progres, poate că am fi putut spune, uite, am încercat asta și asta și asta și a funcționat sau nu a funcționat. Pe de altă parte, rezultatele elevilor noștri la evaluările naționale de la finalul clasei a 8-a ne arată de ani foarte buni, foarte mulți ani, că 50% dintre elevii noștri din mediul rural iau sub 5 la matematică. Constatăm lucrul acesta în luna iulie și atunci este, în fine, o mare discuție pe tema aceasta. Mass media scoate în evidență ce nu se întâmplă în sistem, toată lumea e supărată, trece evaluarea națională și uităm. Da? Așadar, ce vreau să spun este că aceste rezultate sunt cumva, au fost cumva previzibile pentru noi. Mai mult decât atât, România participă la testarea aceasta internațională PISA din anul 2000. Am pornit și atunci de la un procent, sau mai bine zis, cu un procent foarte mare al copiilor aflați în zona analfabetismului funcțional și n-am făcut nimic, nici în 2000, nici în 2006, la testarea din 2003 nu am participat. 2009, 2012, 2015. Deci venim cu rezultatele acestea, discutăm o zi, două, trei, o săptămână și apoi uităm.
la următorul ciclu de testare, care se va întâmpla, se întâmplă sau are loc la fiecare 3 ani, vom fi la fel de supărați sau suntem la fel de supărați, unii indignați, alții ofensați, dar fără a face ceva concret pentru îmbunătățirea acestei situații. Și legat de aceasta, vreau să spun că există soluții și nu trebuie să inventăm noi roata, pentru că în absolut toate statele participante la această testare există un procent de copii aflați în zona analfabetismului funcțional. Diferența majoră este legată de mărimea acestui procent. România este, ocupă un loc fruntaș în josul sau în coada clasamentului, ceea ce este stingător, incredibil, la ce era, aș spune. Da, de dureros. Este foarte dureros, atâta timp cât sunt implicați copiii noștri. Aș vrea să le explicăm un pic celor de acasă în ce constau aceste teste PISA, ca să înțeleagă și, și ei la ce au fost supuși acești elevi. Primul lucru pe care aș vrea să-l clarificăm este ce înseamnă analfabetism funcțional. Este vorba de acele persoane care citesc chiar foarte bine. Uneori pot să și rețină, să și memoreze, să reproducă. Acele persoane, dar aceste persoane nu înțeleg ceea ce citesc. Altfel spus, dacă li se pun întrebări legate de informațiile din text și acele întrebări, știu eu, presupun anumite corelații sau un anumit, sau o anumită gândire, nici nu mă mai duc în zona gândirii critice, persoanele acelea nu pot să răspundă la întrebările respective. Mai mult decât atât, deci înseamnă analfabetism funcțional, înseamnă, sau mai bine zis, ești alfabetizat funcțional în momentul în care știi să citești, înțelegi și aplici. Persoanele aflate în zona analfabetismului funcțional nu pot folosi informațiile, nu sunt capabile să folosească informațiile dintr-un text sau dintr-un alt context, în situații foarte concrete de viață. Altfel spus, copiii aceștia care sunt în zona analfabetismului funcțional, care la testele PISA înseamnă că nivelul lor este sub 2, și o să explic îndată, tot ceea ce învață, practic nu le folosește la nimic. Pentru că fie nu înțeleg, fie nu sunt capabili să aplice în contexte diferite de viață ceea ce au citit sau ceea ce au învățat. Pentru că este știut faptul, și acesta este rolul școlii, ca elevii să învețe la școală, pe de o parte. Pe de altă parte, noi învățăm pentru a aplica în viața de zi cu zi. Deci noi nu reținem conținuturi pentru a avea, știu eu, o minte mai grozavă, deși e important lucrul acesta, ci în primul rând pentru a folosi, a ne folosi de acele conținuturi, cunoștințe, în viața de zi cu zi. Asta însemnând locul de muncă, școala, universitatea, acasă. Da? Să revin un pic la testele PISA. Testele PISA, testarea aceasta PISA, este o testare, o evaluare internațională la care participă în jur de 70-80 de state și testele acestea evaluează capacitatea copiilor de 15 ani sau abilitatea lor de a folosi informații, de a înțelege informațiile dintr-un text și de a le aplica, de a le folosi în alte contexte, cât mai diferite, diverse. Mai bine spus, în contexte de viață reală. Și o să vă dau un exemplu. Ar fi foarte bine. La matematică, testele acestea se administrează la lectură, lectură pe care de regulă o asociem cu limba maternă, la matematică și la științe. Și o să vă dau un exemplu din matematică. În evaluările pe care noi le facem, să zicem media aritmetică, pentru că aproape toată lumea știe ce înseamnă media aritmetică, da? Întrebarea sau sarcina pe care noi o găsim în testele noastre, în evaluările noastre, este se dau numerele X, Y, Z, calculați media aritmetică. Și copiii, pentru că știu formula, adună numerele împart la 3, au calculat media aritmetică. Și noi, profesorii, suntem mulțumiți
că elevii știu să aplice formula. Bun, dar este în contextul aceleiași discipline, fără o legătură cu viața reală. Testele PISA, un exemplu, este următorul. Într-o clasă avem 25 de fete, iar media înălțimilor acestor fete este 130 de centimetri. Și de aici urmează tot felul de întrebări. Cu răspunsuri multiple, adevărat, fals. Un exemplu de întrebare este: dacă media aritmetică a înălțimilor celor 25 de fete este 130, asta înseamnă că jumătate dintre ele au înălțimea de 120 și cealaltă jumătate înălțimea de 140. Adevărat sau fals? Deci copilul trebuie să știe ce înseamnă media aritmetică, nu doar să aplice formula, ci că poți avea acolo înălțimi diferite care în final să dea media respectivă. De asemenea, situații sau probleme în care ceea ce ei învață în legătură cu figurile geometrice se materializează cumva în aplicații din viața practică. Cum să-ți construiești ceva, cum să privești un corp geometric, de exemplu, dintr-o anumită perspectivă, de deasupra, să zicem, sau dintr-o parte. E cunoscut situația, cazul, problema unui garaj care avea ușă și undeva în stânga avea fereastra și apoi sarcina era ca elevii să recunoască garajul privindu-l din spate, de exemplu. Da? Deci dacă din față aveam ușa și fereastra era pe latura din dreapta, din spate când privești, lucrurile se schimbă. Și foarte puțin copiii români au fost în stare să dea răspunsul corect. Da? Pentru că aceste lucruri nu sunt făcute în clasă. Repet, abordarea noastră este una, în primul rând, informativă, foarte multe informații și foarte puțin formativă. Când spun formativ, mă refer la dezvoltarea acelor competențe, cum ar fi competențele de alfabetizare funcțională, care ne ajută să folosim ceea ce citim și învățăm în viața de zi cu zi. Altfel spus, ne ajută să funcționăm. Pentru că asta înseamnă să funcționezi într-o societate. Să poți folosi ceea ce ai învățat în viața cotidiană. Să aplici... Absolut. Da, e, nu știu, șocant, aș spune, pentru că stau și mă gândesc că sunt lucruri pe care noi adulții le înțelegem absolut perfect. Am trecut la un moment dat prin etapele școlii, pe care automat le-am urmat cu toții și mi se par chestii atât de banale pe care, iată, elevii de 15 ani nu sunt în stare să le analizeze, să le rezolve. Ele sunt, le-aș spune eu, cât se poate de normale și de bun simț. Problema este că așa cum este configurat sistemul de educație românesc, așa cum este curriculumul și cum sunt planurile cadru și cum se desfășoară orele noastre, nu permit, e mult spus, profesorul nu prea are timp pentru astfel de abordare. Pentru că apare o contradicție. Pe de o parte, testele PISA evaluează aceste competențe, pe de altă parte, la evaluarea națională de la clasa 8-a, noi evaluăm ce știu elevii, niște conținuturi, da? Și la limba română, și la matematică. Mai puțin modul în care lucrurile acele conținuturi, se corelează cu viața reală sau pot fi aplicate în viața reală. Pe de altă parte, o altă anomalie, i-aș putea spune, este următoarea. Testările, evaluările de la clasa a doua, a patra și a șasea sunt în general, sau mai bine zis, au subiecte după structura testelor PISA. Și legea educației scrie foarte clar că noi trebuie să dăm aceste evaluări la clasa a doua cu scopul de a vedea care sunt competențele pe care copiii, fundamentale pe care ei nu și le-au dezvoltat în primii 2-3 ani de școală,
Să văd unde sunt la citire, să văd unde sunt la matematică și să intervin cu măsuri remediale. Astfel încât în momentul în care copiii ajung în clasa 4-a, când am o nouă evaluare națională, să văd în ce măsură ceea ce ei poate nu aveau achiziționat s-a remediat. Mai mult decât atât, evaluarea de la clasa 4-a are scopul de a vedea în ce măsură politicile, curriculumul, abordarea pe care noi o avem, este sau nu potrivită pentru elevi, dacă dă sau nu dă rezultate. Acum, ce se întâmplă este că noi dăm evaluările respective care costă o grămadă de bani și energie și timp alocat din partea profesorilor care administrează testele, apoi trebuie să corecteze resurse financiare, resurse materiale și așa mai departe. Și nu mai valorificăm în niciun fel rezultatele acestor evaluări. Deci, practic, le dăm degeaba. E stilul nostru, aș spune, de a face lucrurile fără a înțelege de ce le facem și fără a le finaliza în ceva care să ne ajute la ceva. Pentru că dacă noi am fi acordat atenție și am fi fost serioși și responsabili cu privire la evaluările de la clasa a doua, de la clasa a patra și apoi la clasa a șasea, cu siguranță că niște lucruri s-ar fi schimbat. Da? Pentru că aceasta a fost filozofia din spatele acestor evaluări. Ce s-a întâmplat? Pentru că aceste evaluări nu au fost valorificate, cei mai mulți dintre profesori, dintre colegii mei, consideră că ar trebui, sau mulți, hai să nu spun cei mai mulți, mulți dintre colegii mei consideră că ar trebui să renunțăm la aceste evaluări. Pe bună dreptate, într-un fel. Dacă nu ne folosesc la nimic, de ce să le facem? Dar să încercăm să echilibrăm balanța cumva. Adică... Ele sunt foarte importante. Abordarea mea este una care pleacă din clasă. Da? Pentru că am văzut, din păcate, că de la nivelul ministerului, trecând printr-un număr atât de mare de miniștri, cu atât de multe idei care mai de care mai ciudată, în legătură cu reformarea sau transformarea sistemului de educație, abordarea mea este, hai să încercăm să propunem și să realizăm transformări și schimbări începând cu noi înșine, din clasă. Asta înseamnă și asta mi-arată și teste, și cercetările și studiile, dar și abordările altor sisteme educaționale, că atunci când profesorii transformă practica de predare într-un mod consistent, coerent, convergent la nivelul școlii, rezultatele elevilor se îmbunătățesc. Și procentul acesta al copiilor aflați în zona analfabetismului funcțional, în timp, se diminuează, scade. Desigur, că există multe alte cauze și o abordare sistemică este de dorit. Dar, dacă nu reușim să avem o astfel de abordare sistemică, invitația mea pentru colegii care înțeleg lucrurile acestea este să încercăm fiecare dintre noi, la nivelul clasei, la nivelul disciplinei noastre și apoi la nivelul școlii, să transformăm practica de predare, modul în care predăm, modul în care evaluăm și să ne focalizăm pe înțelegere. Evident, există constrângeri pentru că avem evaluările naționale care presupun parcurgerea unei programe și în momentul în care stai mai mult timp pe anumite conținuturi, există riscul să nu-ți termini materia, dar întrebarea mea este și dacă o termin și copiii nu știu mare lucru, la ce ne ajută? Pe principiu, repede înainte, nu cred că e o rezolvare. E clar că sunt foarte multe, poate, persoane vinovate în ceea ce înseamnă toată această problemă, dar sunt foarte curioasă dacă cei de acasă poate au situații asemănătoare sau poate dacă au o soluție pe care ar putea să ne-o spună și nouă aici. Invit să ne sune 0332444453, este numărul nostru, dacă vreți să stați de vorbă cu noi. Noi suntem aici încercând să vă răspundem. Iată, la polul opus,
Estonia, care a primit un procentaj extraordinar de frumos și e cumva în vârful clasamentului, pozitiv mă refer, cu niște copii extraordinari. Ei cum pot? Estonia este într-adevăr surpriza, aș putea spune, la acest ciclu de testare. Și am citit chiar un text, un interviu, cred că luat ministrului educației de acolo. Și da, abordarea este aproximativ similară celei pe care am enunțat-o puțin mai devreme. Se pleacă din clasă, se pleacă de la profesor. E foarte adevărat că Estonia a adus și resurse și eu cred că avem nevoie de resurse. Mă refer la resursele materiale, pe de o parte, financiare, dar în mod special resursele educaționale. Un alt lucru pe care l-am observat acolo este legat de echitate. Din nefericire, sistemul de educație românesc are patru caracteristici cu care nu ne putem mândri. Este un sistem profund inechitabil. Este suficient să te depărtezi la 10, 20, 30 de kilometri de Iași sau de orice altă comunitate urbană ca să constați că calitatea școlilor, a infrastructurii, a resursei umane chiar scade dramatic. De asemenea, sistemul este un sistem lipsit de relevanță. Da? Asta înseamnă că continuăm să pregătim copii, elevi, în meserii care nu mai sunt cerute pe piața muncii. Nu suntem relevanți, nu suntem compatibili cu ceea ce se întâmplă pe piața muncii, de foarte multe ori. Parcă avem frâna pusă și ne împiedicăm mereu și mereu și mereu. Există explicații, dacă vreți, dar nu vreau să discutăm despre asta aici, doar spun despre aceste caracteristici. Cu siguranță vom continua și pe partea a doua. Trebuie să luăm acum o scurtă pauză de publicitate, dar revenim aici în studio la Școală și Sănătate. Ne-am întors în studio, suntem în direct aici la Școală și Sănătate și dacă nu ați reușit din diverse motive să fiți alături de noi în prima parte a emisiunii, vă spun că invitata mea din această ediție este doamna Liliana Romaniuc, este președintele Asociației Române de Literație, dar iată și un expert în educație, de ce nu, pentru că ați ridicat foarte multe probleme la nivel de Iași, la nivel de țară, dar până să reluăm discuția pe analfabetism funcțional și testele PISA, vreau să le reamintesc celor de acasă că ne pot suna 0332444453. Este numărul nostru, poate aveți o situație sau poate aveți o soluție la această problemă cu care se confruntă elevii din România. Și într-o altă ordine de idei, trebuie să vă și felicităm, pentru că știm că recent ați fost decorată, premiată de statul român, iată, cu Ordinul Național pentru Merit în gradul de cavaler oferit de președintele țării. Da, așa este, mulțumesc foarte mult. Și ne bucurăm tare mult. Da, și eu m-am bucurat, mărturisesc. Nu mă așteptam, iarăși trebuie să mărturisesc și lucrul acesta, dar da, am primit această distincție onorantă și în același timp una care te obligă foarte mult să continui să faci lucruri de calitate și rolul meu asumat și menirea mea este să fac sistemul de educație, să contribui la îmbunătățirea acestui sistem de educație, având în vedere că vorbim despre copii, de viitor, vorbim despre viitorul lor și atunci cred că merită să facem absolut tot ceea ce putem împreună, cât mai mulți, pentru ca viitorul lor să fie unul bun, pe de o parte, și pe de altă parte ca viitorul nostru până la urmă, care acum este în mâinile noastre, dar mâine va fi în mâinile lor. Și dacă ei sunt în această zonă, atât de mulți copii în zona analfabetismului funcțional, ar trebui să ne punem foarte serios întrebarea cum va arăta viitorul nostru ca țară, ca națiune, cum vor fi viețile noastre mâine. Iar acest mâine e foarte aproape.
Se vede că ceea ce faceți, faceți cu mult drag și cu multă pasiune și faptul că vă implicați enorm de mult, că bănesc că mai aveți și o familie în extra, ca să zic așa, e clar că oferiți foarte mult timp și foarte multă atenție acestui domeniu. Mă gândeam prin asociația pe care o conduceți, nu știu, să puneți efectiv pe o hârtie aceste soluții pe care le aveți, să le duceți la minister, să le spuneți, fraților, faceți ceva acum, că e târziu, ce facem cu elevii noștri? O să vă spun ceva. Am făcut lucrul acesta. Am mers la 4 miniștri până acum. Noi am implementat soluții pe care nu le-am inventat noi. Asta încerc să spun. Roata este inventată. Țările acestea către care privim cu admirație, Finlanda, Polonia, Marea Britanie, Germania, au trecut oarecum prin aceleași experiențe prin care trecem noi acum. Finlanda, de exemplu, în urmă cu vreo 30 de ani, în Finlanda, sistemul de educație era mai jos decât sistemul de educație din România. Și-au căutat soluții și-au implementat soluții, plus foarte multe studii și foarte multă cercetare în domeniul acesta. Așadar, ce am făcut noi a fost să ne uităm către soluțiile implementate de alții, să învățăm de acolo și să le pilotăm în școlile din România. Și am lucrat în, cred că, peste 100 de școli și avem rezultate și avem... Desigur, nu sunt rezultate spectaculoase, nu vreau să înțeleagă lumea că ne referim la așa ceva. Nu sunt rezultate spectaculoase, dar sunt progrese. Am văzut progres la aproape toți copiii profesorilor care au aplicat cu responsabilitate și cu seriozitate ceea ce au învățat în sesiunile în care noi am lucrat împreună. La finalul fiecărei intervenții într-o școală avem un mic studiu. Toate studiile acestea și evaluările ale elevilor, evident, toate acestea au fost adunate și am realizat două materiale, un studiu cantitativ care ne arată foarte clar cum și cât au progresat copiii, de situându-se la început pe diferite niveluri, cum au progresat după ce profesorii au schimbat ceva în practica lor de predare, și acel ceva nu este la voia întâmplării. Este un ceva validat științific. De exemplu, dacă îmbunătățești relația cu elevii, lucrul acesta se răsfrânge asupra rezultatelor lor. Dacă implice elevii în învățare, dacă elevii stau în grupuri și caută și citesc împreună și își explică unii altora, rezultatele lor, învățarea lor se îmbunătățește. Dacă folosești strategii de literație, strategii metacognitive, strategii prin care copiii adresează întrebări, se gândesc la modul în care ei au învățat, da? Dacă oferi feedback, feedback-ul profesionist, pentru că există o întreagă teorie a feedback-ului. Feedback-ul nu înseamnă doar să-i pun copilului o notă sau să-i spun copilului ai făcut bine sau nu ai făcut bine. Da? Dacă ții cont de emoțiile pe care spațiul emoțional din clasă, confortul emoțional, toate lucrurile acestea pe care le avem la îndemâna noastră, toate lucrurile acestea produc rezultate, produc progres în învățare la copii. Deci nu sunt niște lucruri ieșite din comun, da? Ele sunt de foarte mare bun simț sau de foarte mult bun simț, da? Ei bine, am realizat un studiu cantitativ care a scos în evidență progresul copiilor din școlile în care noi am intervenit și, de asemenea, am avut un studiu calitativ realizat de către Institutul de Științele Educației, pentru că am dorit ca o entitate externă să vină să vadă, să discute cu profesorii și să vadă din punct de vedere calitativ ce anume a condus la îmbunătățire, ce le-ar mai fi trebuit profesorilor, cum ar trebui să arate programul nostru. Ei bine, aceste două materiale plus un al treilea. În 2017 am organizat o audiere publică, un proces de consultare adresat opiniei publice, prin care aceasta era întrebată
prin care acesteia îi era adresată următoarea întrebare. Credeți că alfabetizarea funcțională a elevilor ar trebui să fie o prioritate a Ministerului în perioada 2018-2020? Deci această întrebare în 2017, în luna iulie. Și a fost adresată opiniei publice printr-un proces, repet, de consultare publică, sub forma unei audieri publice. Și oamenii au depus depoziții exprimându-și punctul de vedere, depoziții care au fost ulterior analizate de către o echipă de experți formată din sau coordonată de profesorul Mircea Miclea și din care a făcut parte din această comisie experți din domeniul educației, profesori din învățământul universitar, practicieni din preuniversitar, oameni cu foarte multă experiență, da? Și această comisie a realizat un raport care se numește Raportul Audierii Publice, analizând toate depozițiile care au fost depuse. Ei bine, cele trei materiale, studiul cantitativ, cel calitativ și raportul acestei audieri publice, au fost duse la minister de 4 ori, la 4 miniștri. Care, rând pe rând, poate au fost consilieri, funcții. În raportul audierii publice erau exprimate propuneri de soluții, la fel cum în cele două studii la care am făcut referire arătau cum ar trebui să fie o soluție care produce niște transformări în școală, la copii, la profesori. Da? Și nu s-a întâmplat nimic. Ieri au venit rezultatele de la testarea PISA și toată lumea este inflamată. E absolut normal și înțeleg lucrul acesta. Ce aș vrea eu să se întâmple este ca, după ce ne mai calmăm puțin, să venim cu niște propuneri de soluții cât se poate de concrete și care să fie implementate cu oameni care știu despre ce este vorba, cu oameni serioși, cu profesioniști, da? Și într-un interval de timp, nu știu, 5 ani, 10 ani, să ne propunem foarte concret cu cât vrem să reducem acest fenomen al analfabetismului funcțional. Cred că este nevoie de o abordare la nivel național, o strategie care să rămână bătută în cuie, indiferent de guvernare. Cred că avem nevoie de o auditare externă, da? Pe lângă testarea PISA. Cred că este important să privim ce ne spune legea educației și să facem exact ce spune ea, acele articole care au mai rămas. Și mai cred că trebuie să pornim, bazându-mă pe ceea ce s-a întâmplat în alte state, dar și pe studii, să pornim cu un program foarte riguros de formare și de învățare pentru profesori. Și într-o fază ulterioară să ne ducem către formarea inițială la nivelul universităților și să vedem în ce măsură lucrurile pot fi transformate și acolo. Mă gândeam că avem europarlamentari, avem oameni care pot lua legătura cu țările care sunt în fruntea clasamentului și cu rezultate foarte bune la aceste teste și sunt cerce cumva să fure din acest model, să îl implementeze și la noi în țară, că cu siguranță sunt tot felul de oportunități. Dacă nu am fi atât de orgolioși și dacă nu am avea o imagine de sine mult supraevaluată, și mă refer la domeniul educației, în ceea ce privește educația, cred că am reușit să facem lucrul ăsta sau, da, poate că l-am putea face. Așa cum am spus puțin mai devreme, nu e nevoie să inventăm roata. Este suficient, cum bine ați subliniat, să mă uit la ce a făcut Polonia, să mă uit la ce a făcut Finlanda. Avem multe exemple în jurul nostru. Estonia mai nou, da?
și să vedem ce putem lua de acolo și apoi, cu seriozitate, cu responsabilitate, cu profesionalism și cu consecvență, să aplicăm lucrurile acelea. Canada este un alt exemplu foarte interesant. Se situează între primele 10 state, în fine, sisteme educaționale, să spunem așa, cu rezultate bune. Și ei au pornit cu ceva ani în urmă, da? Și e foarte interesant un exemplu pe care îl avem de transformarea școlilor. Pentru că acesta este un alt lucru. Profesorii noștri, fac o paranteză, profesorii noștri merg la formări. Și aici dăm de un alt aspect. Goana după acele credite, care în opinia mea ar trebui scoase cât se poate de repede, pentru că nu mă interesează creditele. Pe mine mă interesează ce se întâmplă în clasă. Evaluarea profesorilor trebuie să o facă în funcție, atenție, de progresul elevilor. Nu de olimpiade, nu de concursuri, ci de progresul fiecărui copil. Da? Ei bine, în regiunea Ontario sunt, cred că undeva la vreo 3.000 de școli, poate, sper să nu greșesc, undeva la vreo 1.000.000 și ceva de copii, deci cam la jumătate față de, comparativ cu România, și aveau cu vreo 10 ani în urmă foarte mari probleme și vă dați seama, acolo vorbim despre copii și o populație care vorbește, copiii vorbesc limbi diferite, limba nativă este diferită, deci un sistem educațional cu foarte multe provocări. Rezultatele erau foarte slabe și atunci reprezentanții, cei care guvernau sau care administrau sistemul de educație din această regiune și-au pus întrebarea ce anume putem face pentru a îmbunătăți învățarea, pentru că școala înseamnă învățare. Și după multe, știu eu, consultări, au ajuns la concluzia, uitându-se și către ce au făcut alții, dar și la ce spun studiile. Pentru că, din nou fac o paranteză, nu suntem obișnuiți să ne uităm la ce spune cercetarea, la ce au făcut alții, pentru că nu putem scoate doar soluțiile așa din buzunar, pentru că așa mi se pare mie. Ei bine, răspunsul la întrebarea lor a fost unul foarte simplu. Să îmbunătățim mediul, să facem ca activitatea din clasă să devină cât mai atractivă pentru copii. Altfel spus, copiilor să le placă la școală. Și de aici a urmat o altă întrebare. Ce ar trebui să facem ca elevilor să le placă la școală? Păi sunt două lucruri. Unu, profesorul care este facilitatorul de învățare, să spunem, să facă predarea în așa fel încât copiii să înțeleagă și să fie implicați. Deci, asta le-a spus canadienilor, că trebuie să investim foarte mult în profesori, ca de la abordarea aceea frontală, când mă adresez tuturor, să mă duc către nevoile fiecărui copil în parte. Și un al doilea răspuns a venit prin a spune că trebuie să îmbunătățim mediul în care învață copiii, altfel spus, clasele să fie plăcute pentru ei. Deci două lucruri, investiție în profesor și investiție, să spunem, în infrastructură. Acum, multe dintre școlile noastre arată bine. Avem și multe școli cu probleme, fără doar și poate. Dar avem o parte dintre școli care arată bine. Deci dacă le-am identificat pe cele care, și ele sunt identificate, fără doar și poate, și să investim acolo, să creăm un cadru și un mediu propice învățării, care n-ar trebui să însemne doar băncile acelea reci, distante, poate și o canapea, poate să le fie cald copiilor. Deci un alt mediu, prietenos și deschis pentru învățare. Și dacă am investit în profesori și noi profesori, am schimbat abordarea, am transformat practica de predare de care vorbesc și am să vorbesc la nesfârșit până când voi vedea că se întâmplă. Și da, în unele locuri se întâmplă. Aceste două lucruri ar produce îmbunătățirea sau ar conduce la îmbunătățirea învățării. Desigur, vin din urmă curriculumul, da, trebuie schimbat, dar numai ce l-am schimbat, o iau de la capăt,
Manualele sunt foarte importante, resursele educaționale, toate sunt importante. Dar, dintre toate acestea, profesorul este resursa cea mai importantă și este factorul. Profesorul și calitatea predării sunt factorii cei mai importanți în tot ceea ce înseamnă învățarea la elevi. Eu cred că și inspectoratele au un cuvânt de spus și dacă s-ar uni așa câte sunt la nivel de țară, cred că ar avea rezultate foarte bune. Știți ceva? Mie mi-ar plăcea să pilotăm câteva dintre lucrurile pe care le-am discutat în seara aceasta într-un inspectorat sau două. Într-un inspectorat. Și din inspectoratul acela să luăm 10-15 școli. În fine, un număr semnificativ statistic. Da? Și să vedem ce se întâmplă. Spunem nu se poate înainte de a încerca. Și asta este provocarea mea pentru profesori, să depășească acest nu se poate. Care e și, de la nivel înalt, adică da, nu e că... Și să încerce să facă, nu odată, ci de câteva ori și abia după aceea să spună, domnule, am încercat, dar nu se poate. Pentru că spunem nu se poate, repet, înainte de a încerca și în anumite cazuri încercăm o dată sau de două ori și nu a funcționat. Nu, nu, nu. Lucrurile funcționează pentru că nu vine să cred că ele funcționează la foarte multe țări din jurul nostru și nu funcționează la noi. Cred că problema este la noi. Da, așa e o problemă, numai că, iată, România a trecut așa prin niște ape destul de tulburi în ultimii ani. Că am avut, cum spuneați, iată, 4 miniștri, lucrurile s-au mișcat foarte greu și poate de acum să se mobilizeze cumva și să apuce de treabă așa cum ar trebui. O să vă mai spun ceva, există o mare așteptare în sistem pentru această schimbare și pentru transformare. Foarte mulți dintre colegii... De la alegeri tot vorbim de schimbări și transformări. Să știți că o simt de ceva mai mult timp. Salariile noastre, salariile profesorilor au crescut și profesorii conștientizează că trebuie să facem ceva. Pe de o parte. Pe de altă parte, cerințele, așteptările societății sunt altele acum. Și nu ne mai putem ascunde după deget. Nevoile copiilor sunt altele. Contextul european, contextul internațional în care suntem, ne forțează să facem transformări și schimbări. Și vreau să vă spun că profesorii sunt deschiși la asta. Trebuie să venim cu programe consistente, serioase, repet, aș scoate creditele, tocmai pentru a mă asigura că nu fug după credite, ci alerg după învățare. Pentru că, da, primii care trebuie să învețe suntem noi, profesorii. Da? Și e o întrebare pe care o adresez colegilor noștri. Ce contează cel mai mult în procesul educațional de la clasă? Predarea sau învățarea? Și răspunsurile sunt foarte diverse. Fiecare dintre cele două, fără doar și poate, are un rol important. În opinia mea, învățarea este cea mai importantă. Și învățarea înseamnă ca eu să învăț de la elevi, pentru că de fiecare dată când sunt în clasă, elevii îmi predau ceva. Depinde de mine dacă sunt suficient de atentă, elevii, studenții, dacă sunt suficient de atentă la ceea ce ei îmi transmit. Da? Și dacă iau măsurile care trebuie. Asta ține din nou de schimbarea practicii de predare. Nu doar elevii sau studenții trebuie să învețe, ci în primul rând noi. E clar. Și mai obișnuiesc să le spun... Elevii ne predau nouă și noi învățăm. Noi suntem învățăcei și elevii sunt profesorii, în fine. Pe final de emisiune, mai avem câteva minute la dispoziție, iată, cred că prioritatea numărul unu este rezolvarea acestei probleme destul de dezastruoase. Care nu va fi ușoară și nu se va întâmpla peste noapte. Toate studiile ne arată că transformarea unui sistem de educație, dacă începem astăzi, primele semne le vedem peste 6 ani. Pot fi măsurate la nivel sistemic. Da? La nivelul școlii lucrurile stau puțin altfel, dar la nivel sistemic asta e ce s-a întâmplat în alte țări, în alte sisteme educaționale care au pornit pe drumul acesta. Și mai este ceva.
ce cred eu că e foarte important să știm. Problematica aceasta analfabetismului funcțional este, e adevărat, în primul rând, în curtea Ministerului Educației. În același timp, există mulți alți factori care contribuie la acest fenomen. Statutul social al familiilor are o influență. Nivelul de educație al familiilor din care provin copiii. Și chiar și nivelul de trai. Că nivelul implicit de trai, evident, sărăcia afectează foarte mult rezultatele copiilor, da? Sănătatea. Ce vreau să spun este că în momentul în care începem, și eu vreau să începem, o campanie națională cu o strategie foarte bine pusă la punct, dacă vreți un proiect de țară, pe următorii 10 ani, să reducem analfabetismul funcțional, presupune o abordare holistică și implicarea și a Ministerului Educației, și a Ministerului Sănătății, și a Ministerului Muncii, implicarea a tot ceea ce înseamnă mass media. Știți, este un exemplu foarte relevant. Germania, în anul 2000, la prima testare PISA, era undeva pe la mijlocul clasamentului. Pentru germani, pentru nemți, ăsta a fost un șoc și l-au numit PISA șoc. Din momentul ăla, toată societatea a avut ca obiectiv reducerea analfabetismului funcțional. Iar în ceea ce privește mass media, nu a existat zi în care să nu discute, se scrie, sau, da, să nu se discute, să nu este ceva legat de acest obiectiv. E clar că din partea noastră aveți toată susținerea și noi sperăm că ca cineva să se trezească după aceste rezultate și iată în al nouălea ceas să se apuce de treabă și să facă ceva. Mulțumim tare mult pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit și cu siguranță ne vom revedea cât de curând cu alte informații la fel de bune și importante. Mulțumesc și eu foarte mult! Doamnelor și domnilor, eu vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Florina Stângaciu și vă dau întâlnire și miercurea viitoare de la aceeași oră. O seară frumoasă în continuare să aveți!